Memnuniyet veren vardır, kulüp selam hukukum. Ben korek durum, ben sen kuşum anı normal, çabal duyuran ben iyi olur. Eram cu un critic împreună, Valeriu Cristea, un critic sunt foarte cu din bord, așa, cu hecelel, deșară, dacă am un flăcău de la țară, ce era frumos, mare. Trebuia să trecem o stradă foarte largă la universitate, de acolo este unii mici, un autobuz. Și era complicat, deodată Danilov a scos o chestie care m-a salvat aproape toată viața, a spus, doamne, să nu ne fie frică să fim penibili. Și într-adevăr, nu are niciun sens să ne fie frică să fim penibili. Eu nu prea v-aș citi nimic, dar aș spune că mă uitam la poza aia apocaliptică care a fost mai înainte. Cred că e într-un volum scos de Ion Barbu. În care noi spuneam că e un mistic. Era o antologie. Imn hăituit, sau așa ceva, nu știu cum, nu știu cum se cheamă, da? E un album foarte luxos și foarte scump. Care era chestia? Trebuia ca distichuri de lase, era foarte mișto, adică erau și emoții, în zile, să fie scrisă pe trupurile goale a unor gazii, a unor tipuri. El spunea și că, doamne, ălea din Basarabia sunt mai ieftine, să scriu, mă duc acolo și fac eu văzut niște. Eu am rămas în timp, dar scriu noi și că nu eu scriu. Adică Barbu scriu. Eram curios cum o să fie. O venit, mi-a făcut poze. Era o fotografie acolo, m-am mirat și eu de unde ești, dar n-am dat seama. Eram la mine în casă, în cameră, și ne-a făcut poze și după aia, peste pozele alea, au aplicat pozele tipelor, care erau goale și erau scrise. Cu cât e un vestit de ăsta care ne venea nou, mă rog, pe care l-am dat sau mai ales și el. Și că am avut mari probleme, pentru că mi s-au reproșat foarte mult. Dom'le, dar ai stat cu aia goală în cameră, cum mă? Și am explicat exact ce am spus și dumneavoastră, de fapt erau aplicate tipii. Lita Chirială în fugit, ziceam. Mă rog, poezie înspăimântătoare. N-aș putea să-l mai înspăimânt cu chestii reale, dar făcând medicina și terminând și cu 10 clase, era pe sistem rusesc, că la vreo 16 ani jumătate, 17 ani, eram student la mântâi, la medicină. Și în primii ani, primul an și al doilea an, se face anatomie, se face pe cadavre. Acum nu mai trebuie să sunt cadavre, fac cumulare. Dar atunci era foarte mult de cadavre. Cadavre erau sinucidași, cercetători găsiți morți. Sub sala de bisecție, care era cu mese de piatră și cu niște canale așa pe margine ca să se scurgă. Ăștia erau îmbibați cu o substanță, cadavrele erau îmbibate, se făceau niște injecții, din dente, nu știu ce, și mi-a lăsat foarte puternic ca formol și a ceva carne, dar nu pută, că nu. Ceva bizar. Am 16 ani jumătate, mă. În orice caz, nu mă culca să mâncă cu nicio femeie. Și ne-au pus
asistență să facem Tușeu vaccinal. Noi au făcut, mai eram cam în grup, 5 băieți, 5 fete. Toți au făcut într-o dulce de serie. Da, acolo, de diferent. Eu am refuzat. Adică, dumneavoastră, era ceva bizar. Deci, în prima femeie, trebuia să intru într-o moartă cu două teze. Dar la chestia nu s-o clasat așa ușor, pentru că am fost spus la profesor și la examen m-a întrebat profesorul care produse pușcării, era un profesor foarte simpatic, Ian. Și mi-a dat este la care mai refuzat să faci tușeu vaginal, eram un student foarte bun. Zic, da, n-am mai explicat că totuși nu se putea să intru într-o femeie moartă prima dată, adică puteam să rămân cu plăcerea asta de viață. Deveneam un... și am spus că cine scapă de drumară, nu mai scapă de drumară. Și am crescut în ochii acestui profesor, pe care în vacanță l-am mai salutat și eu, gol pușcă și eu, gol la mare, și am zis, bună ziua, domnule profesor, v-ați învățat la mine așa, adică cum mă nu sunt rușine, mă duc în piele acolo, îmi dai bună ziua. Mai la anatomie făceam osteologia. Cu asta se începea și aveam tot setul întregi de oase. Aici sunt vreo 10 oase mici. Și aveam, mai cumpăram. Craniile erau foarte scumpe și cumpăram cam câte 2 sau 3 la un craniu. Adică trebuia să primim banii. Iar oasele erau luate până la niște cadavre care erau arse, pur și simplu. Era un crematoriu, chiar în cadrul facultății era un turn așa foarte lung, de cărămidă. Când îi dădea, era un surasă, pentru că era un surasă, era o galbă așa. Și noi dormim, eu dormeam cu el pe sub piernă, că noi am spus să ungea și toate la ingerie, și halat, erau munță. Nu, era o chestie, mai cum era absolut scârbit, bă, și ce să fie. Deci iau și un medic. Am trecut focul ăsta cu... și am și luat o notă foarte bună la anatomie, datorită faptul că am băgat viețile în mână. Ca în anul 2, făceam deja anatomie topografică. Asta era un soi de anatomie din bucăți, cum vreau să spun. Era coapsă, torace, cu secțiuni. Și tot la o oră, în anatomie topografică, era un asistent extraordinar, era cel mai cult, cel mai fin asistent, după a devenit profesor. Și mi-a arătat cum se face un Halsted. Halsted este tăierea unui sân, însă nu chiar sânul, ci cu toată zona din jur. Cum să decupea din sân. Bineînțeles, tot un cadavru. Ei, probabil că atunci eram foarte rasant în părere, am spus, îmi este scârb. Și ăla a înțeles că mi-e scârb, mi-e ce-a făcut de el, adică, ce-a făcut de el. Tipul ăsta a părăsit grupa, adică nu mai fost să fie la grupa noastră. Pur și simplu. Eu n-am dat examenul, pentru că a fost frică,
da qualcosa sì, sul gruppo, o un po' scandalo, però almeno non sfruttiamo lo spesso, quello che ci fa io. E mi spiccata, ma sul tuo mischio, mi dice certo che si fare un mischio, ma dica, ci facciamo noi. Mi era un predetto in fondo, che si mostra se ho parlato di gruppo, realizzando il numero di contatto di Val, ma presentando un po' anche una roba, anche tutto, minimo, 5, ma da giù, salvo. E ci sono cose che sono contate in ultimi anni da portare. Da stava sostenendo che la vita chiediana ci tenesse questi fatti violenti per parte duro. Ma io mi sento un po' chiaro che non mi piace, no? Tre semestri. Continuare a che si duri venete che un bambino lasciato venire dalla zara dalla zara perché non avevano pretese ci nemmeno clinica clinica era dentro studio se venne assistente sul dittato era un rosso con nomi come che inima, un gallo, tutti, invece era tutto uno scritto di essere fatto di vestita, era piccata o mai musa, cioè, dice che sono da qualche prosa, non penso in nemica. Era clinica quello, no? Quindi tu c'entro clinica, e lì sono invece sono studenti.